La aproximativ 13 km departare de orașul Florești, în comuna Gura Căinarului, o casă bătrânească veche de peste 100 de ani a fost transformată în muzeu. Asta mulțumită pasiunii și efortului soților Vladimir și Olga Lișenko, iar cel financiar a fost acordat de către grupul de acțiune locală Lunca Răutului prin programul de granturi mici. Este un muzeu unic, în felul său dedicat cele mai iubite ființe, mama. Și adăpostește în 5 camere peste 600 de exponate. Colecția atrage privirea admiratorilor de artă și de frumos printr-o diversitate de exponate ce reprezintă o părticică din sufletul și munca meșterilor virtuoși de alte date la confecționarea cu migală de băcie și pricepere a mai multor obiecte, inclusiv covare dintre cele mai vechi, cusături, păritare, unele din acestea au fost confecționate și de mama, doamnei Olga. Fața asta de masă, mama a lucrat la ea cu lampa de gaz, a lucrat aproape un an și ceva, dacă nu mai mult, eu nici nu mai țin minte, dar e de dânsa de mânuța ei. Eu nu pot să, cum să arunci așa obiecte? Aceasta este o năframă care a purtat 3 generații, eu sau 4. Străbunica, bunica, mama mea și eu. Zestrea mamei mi s-a dat mașină de mână de cusut și mașină de picior, așa era. Broderie a făcut tot de măicuța mea. Descendenții soților Leșenko erau oameni foarte religioși. În cadrul muzeului vedem o colecție de icoane la care s-au rugat părinții, bunicii, de curând și nepoții. A mai donat muzeului o icoană veche plină de har. Eu nu pot să zic din ce an e. E pe lemn, e pictată. Și am zis, mulțumesc, bravo vouă, băieți, că mi-ați adus-o pentru așa o frumusețe de icoană naturală, dar are ani, probabil. Eu nu pot să vă spun precis ce ani are. Am crescut eu personal, am crescut cu această iconiță. Această iconiță, mama se ruga, se vede pentru mine, pentru viitorul meu, pentru însuși ea, că a trăit 86 de ani, a fost alături, mi-a crescut copiii, timpurile grele, foarte grele, dar mă mândresc cu aceea că am avut o mamă care mi-a dat viață, mi-a dat viitorul vieții mele. Și Dumnezeu să ierte și pe mama și pe tata. Muzeul mai păstrează în original și o diplomă de absolvire a școlii de cântăreți bisericești. În 1934, fratele mamei mele, Tanasov. Și aici este și notele care a terminat, așa era diploma. Și iată aici ne sunt niște cărți religioase, tot dat din 1927, de rugăciuni. Acesta este dat, e mai veche decât această altă, tot de moșul meu, Vasile Tanasov, uitați-vă, notele muzicale, cum erau. Muzeul mai cuprinde obiecte ce amintesc anii de tinerețe și a familiei soților Leșenko. Zestrea noastră care am cumpărat-o când am construit bufet, cum se mai numește, fel de astea covorașe, toate eu le-am păstrat la mama. Aceasta este fatao când am fost eu mireasă, în fața dumneavoastră. Asta buchetele când noi am fost mire și mireasă. Aici băsmaua care nănașa m-a legat de gospodină. Acestea sunt foarte prețioase. Noi la anul, dacă ajungem cu sănătate, vă invităm la nunta noastră 55 de ani. Cu aceste băsmăluțe, uitați-vă cât de simple, am făcut cu mătrii la copii. Pe colaci, așa, simplu. Nu ne-am gândit noi ceva. Era și pe atunci timpuri care unul mai așa, unul mai așa, dar noi, iată, de aceste băsmăluți care costau o rublă și copeci. Tot ce am făcut, n-am făcut cu fală. Dumnezeu a creat viața pentru a fi oameni pe pământ și să cinstim și să mândrească cu noi cei ce suntem astăzi. Dorința și visul de mulți ani a doamnei Olga Leșenko nu ar fi fost posibil de realizat și fără de contribuția soțului, Vladimir Leșenko. Ideea acestui muzeu vine de la soția mea, doamna Olga. Eu pur și simplu am acceptat această idee și am contribuit la amenajarea acestui muzeu. Are un obiectiv de a păstra tot ce e vechi din moș strămoș pentru ca generațiile următoare să ia cunoștință cu ele și poate cineva din ei să-și prelungească aceste tradiții.
iar comunitatea își exprime întregul respect și prețuire pentru existența acestui muzeu, ne spune primara comunii, Aliona Cojocaru. Altul nu este și acesta este muzeul, îl socotim și al satului nostru. Dăruind vii dobândi este crezul de care se conduce în viață familia Leșenco, iar o faptă bună este ca și o datorie față de noi înșine.